Acest tratament este cea mai recentă soluție de remodelare corporală și slăbire localizată și reducerea celulitei. Îmbină două tehnologii de ultimă generație, ultrasunete de mare intensitate și radiofrecvență unipolară. Ultrasunetele de mare intensitate sunt cele care distrug țesutul adipos compact de deasupra mușchilor, iar radiofrecvența unipolară este cea care topește grăsimea și stimulează colagenul și elastina pielii. Sună foarte bine, de-abia aștept să încerc acest aparat și sunt foarte încântată. Îmi place foarte mult să am picioarele ferme și câteodată pun grăsime peste mușchi și aparatul acesta mă ajută foarte mult pentru tonifiere, ca să-mi înceapă să mi se vadă mușchii și să fiu tonificată. Este o soluție ideală pentru pacienții care își doresc să scape de straturile de grăsime nedorite, să scadă în centimetri într-un timp foarte scurt și să ofere fermitate pielii. Este un tratament de slăbire localizată, adică putem să lucrăm orice zonă a corpului, coapse, fesieri, zona de talie, de abdomen. Este o procedură care nu doare, nu există disconfort și nu necesită timp de recuperare. Pe lângă remodelare corporală, ai grijă și la alimentație, faci și sport? Da, fac sport, mă duc la sală și da, trebuie să faci o dietă ca să poți să merg amândouă, spun secretul care este. De dimineață mănânc ovăz cu cinnamon și cu honey. Adică cu scorțișoară și cu miere, da? Da, cu scorțișoară și miere. Și după masă, patru albușuri și un galbenuș și mă ajută foarte mult să scap de grăsime. Orice tratament de remodelare corporală presupune să avem și un stil de viață sănătos. Acum nu trebuie să facem o dietă extraordinar de strictă. Rezultatele sunt vizibile încă de la prima ședință, pentru că radiofrecvența scoate apa din organism și stimulează foarte bine colagenul și elastina. Deci efectul de lifting este instant. Bineînțeles că distrugerea celulelor adipoase se întâmplă în timp și atunci undeva între 3 și 4 săptămâni încep să se vadă rezultatele, iar efectul este de durată. După ce am terminat tratamentul de slăbire localizată, continuăm cu altă procedură, cu procedura de tonifiere musculară. Lucrează prin acționarea dinamică a musculaturii și este echivalentă a câteva ore de sală. Tot mai bine că astăzi nu pot să merg la sală sau acest aparat lucrează în locul meu și nu mai trebuie să fac pilates sau yoga astăzi. Oricum plec din țară, sau este perfect.